Azi e miercuri. Discutăm întrebări și răspunsuri. Stai aproape. Dragi prieteni, la un episod al canalului Iubesc Ceasurile. Eu sunt Alin și, după cum știți, astăzi vom discuta despre întrebările care voi le-ați pus în rubrica Întrebări și Răspunsuri, afișată duminică pe grupul Iubesc Ceasurile. Voi încerca astăzi să răspund la câteva întrebări. Sper să fie pe placul vostru, iar dacă nu, nu uita să lași comentariu, să-mi spui ceea ce crezi și unde am greșit. Prima întrebare vine de la Ștefan Ciomagă. Sper să nu greșesc numele. Ceasuri quartz făcute în România. Orex știu că sunt mecanice. Ștefan, e puțin invers aici. Orex a început să facă ceasuri quartz. Asta a fost linia lor de producție. Cam mai târziu, conducerea, spunând celor din fabrică să producă și ceasuri mecanice. Da, Orex producea ceasuri mecanice cu 17 și 19 rubine pentru România și 21 și 22 de rubine pentru export. Bineînțeles că, de obicei, România era dată la o parte. Domnul ceasornicar Claudiu Burlan se trage dintr-o familie de ceasornicari. Din ce știu, tatăl său chiar a lucrat la fabrica Victoria, unde se produceau astfel de ceasuri. Cât despre ceasurile quartz, poți găsi ChromeF și OptimeF. OptimeF e o firmă care a fost relansată acum ceva ani de doi tineri, care au readus numele OptimeF pe piața ceasurilor din România. Întâmplarea face ca eu să am un Orex Quartz, un Orex care l-am găsit într-un târg acum ceva timp. Din păcate nu funcționează, însă mi-a plăcut designul cu acest orar care încercuiește ora. Deci pentru ceasurile Quartz, ChromeF, OptimeF sau Orex. O altă întrebare vine de la David Ștefan Grădinaru. Ce părere aveți despre ceasurile kinetice? David, eu sincer nu am o părere foarte bună. De altfel, nu prea se mai fabrică așa cum se făcea cândva. Cele kinetice au un acumulator care de-a lungul anilor se cam distruge și va fi relativ greu să-l înlocuiești. Mai ales acum, când e greu să găsești ceasuri noi kinetice, trebuie să cauți un ceas vechi care deja riscul să aibă o problemă cu acumulatorul este destul de mare. Așadar, părerea mea personală este negativă. Prefer un quartz standard sau mai sigur un automatic. Tot el întreabă ce părere aveți despre ceasurile de pe eBay. Sunt originale sau nu? David, la întrebarea asta nu vei găsi un răspuns în totalitate. Trebuie foarte bine să te documentezi tu. Când vezi un ceas pe eBay, primul lucru trebuie să verifici utilizatorul. Asigură-te că are calificative pozitive și nu unul, două. E de preferat câteva sute în sus. Pa mai mult, sunt anumiți utilizatori care au și un site. Separat de eBay, au și un site al lor personal. Mergi pe site-ul respectiv, încearcă să-i contactezi, telefonii sau prin e-mail, întreabă-i dacă ceasul respectiv este al lor, că sunt mulți care fură anunțuri și le pun pe eBay, întreabă-i dacă au ceasul, ce este cu ceasul respectiv, dacă funcționează, dacă totul e autentic și așa mai departe. Verifică să nu fie un site foarte nou. Verifică prețul, verifică taxele care trebuie să-l plătești, transportul, vama acolo unde este cazul și, în principiu, dacă întrunești toate astea, ai șanse mari să fie totul ok. Bineînțeles că sunt și fake-uri. Nu te garanta că tot ce este pe eBay este autentic. Deci, David, ai mare grijă când cumperi de pe eBay. Alexandru George spune așa. Credeți că micro-brandurile care se înmulțesc ca ciuperce după ploaie sunt o amenințare pentru mărcile consacrate cu tradiție? Alexandru, eu cred că nu. Microbrandurile fac un număr limitat de ceasuri, câteva sute pe an, câteva mii pe an.
pe lângă alte mărci ca Rolex, Omega, care fac sute de mii sau milioane. Microbrandurile, ca să reziste, trebuie să facă o treabă extraordinară. Trebuie să vină cu lucruri noi și, bineînțeles, calitate superioară. De aici pleacă și ideea că multe nu vor rezista. Iar cele care rezistă sunt pentru adevărații pasionați. Cei care au trecut deja prin brandurile consacrate, așa cum spui tu, se pot da un pic către microbranduri. Dar cei care sunt în continuare în căutare de ceasuri istorice, iconice, ceasuri care merită toată atenția, nu vor merge în acea direcție pentru moment. Din punctul meu de vedere, e un lucru benefic pentru piața ceasurilor și eu nu cred că este o amenințare. Că tot vorbim de mărci consacrate, Costin Dumitru întreabă care este costul de producție al unui Submariner. Carcasa și brățara sunt fabricate în China, dar geamul safir. Costin, nu știu costul de producție al unui Submariner, probabil că nimeni în afara celor de acolo știu exact costul de producție. Dar trebuie să ne gândim la altceva înainte de a ne gândi la costul de producție. Istoria și munca. Da, cei care lucrează acolo depun o muncă destul de grea. Chiar dacă pare de afară, băi, același de atâția ani, nu e chiar așa. Gândește-te că Rolex are peste 400 de patente de-a lungul istoriei. Aceste patente, peste 400, nu pot apărea așa peste noapte. Motiv pentru care noi trebuie să plătim și producția, dar trebuie să plătim și banii băgați în cercetare, în materiale, în mașini, în idei și așa mai departe. Înainte de ne gândi la prețul de producție, hai să ne gândim la toate aspectele astea care duc la prețul cerut pe piață. Carcasa și brățara sunt fabricate în China, dar și geamul. Nu, în niciun caz. Rolex își fabrică până și propriul aur. Da, iau propriul lor aur. Nu își cumpără aur din altă parte, îl produc strict la ei în fabrică. Că tot vorbeam de costul de producție, o să-ți mai spun ceva. Pentru a produce un ceas Rolex, este nevoie de un an. Da, un an. Gândește că o mașină Dacia se produce într-o zi. Ceasul Rolex se produce într-un an. De la ziua în care începe fabricarea, până la ziua în care este scos din fabrică. Dar pentru a afla mai multe lucruri interesante despre Rolex, o să-ți las în descriere un filmuleț foarte mișto despre fabrica și despre Rolex în general. Că toți suntem la Rolex, Ciprian Stan spune așa: ce ar fi un must-have într-o colecție de ceasuri? Ciprian, o să spun din punctul meu de vedere ce am simțit și ce am crezut după ce am stat să-mi calculez pașii, citind, uitându-mă pe YouTube și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, un must-have pentru mine a fost simplu: Rolex Submariner. Ăsta a fost gândul meu. Ceasul ăsta l-am vrut. Am zis, în colecție trebuie neapărat să am un Rolex Submariner. Și am vrut Rolexul Submariner clasic. Nu am vrut varianta cu dată, verde și așa mai departe. Ăla a fost ceasul care mi l-am dorit. Am vrut clasic, îmi place cadranul mult mai clar, mult mai simplu pentru acest model. Pentru mine e ceasul perfect. Îl pus la oriunde, oricând și a surta cu absolut orice. Probabil că acum o să vii și o să spui, dar nu toată lumea are bani de Rolex. Într-adevăr, ai spus de must have. Din punctul meu de vedere, ăsta e primul. Mai este o variantă un pic mai acceptabilă care o putem băga în must have. Este vorba de Omega Speedmaster Profesional, faimosul Moonwatch, ceasul care are o istorie extrem de mare, varianta mecanică, cu geam plexi. Îl văd un ceas iconic și minunat, este un must-have. Indiferent că n-ai buget de clasic cu 3-2-1, poți merge către 861 sau 1861. Este ceasul care îl asortez cu o curea de piele, indiferent de culoare, indiferent dacă e race, strap și așa mai departe. Cu brățara originală, îi pui și NATO, este minunat. Singurul minus aici e faptul că are 50 de metri pentru apă.
dar din punctul meu de vedere must have. Nu ai Submariner, trebuie obligatoriu să ai un Speedmaster. Radu Dinculescu ne face un pic să zâmbim. Cum facem să nu mai cumpărăm ceasuri? Oh, you're so funny! Nu am răspuns pe întrebarea asta, în schimb pot să spun altceva. Ca să fii împăcat cu ideea că nu mai cumperi ceasuri, schimbă-le. Caută schimburi. Și ca să bagi un pic, n-am cumpărat, dai un schimb cu diferență. Plătește diferență și nu o să spui, am cumpărat un alt ceas. O să spui, mi-am schimbat ceasul. Și atunci ești un pic împăcat cu tine, cu ideea, cu soția, poate. Sau cu ce crezi tu? Florentina Rotaru spune așa, vintage sau noi? Florentina, ai ce mult de muncă. Cred că majoritatea dintre cei care au început să iubească ceasurile au început cu cele noi. Din punctul meu de vedere, îi numer pe degete pe cei care au început direct cu vintage. E greu să fie, poate îți place un ceas vechi, spui, e interesant, dar nu încep să pătrunzi acolo. O să încep cu lucruri noi. Pentru că foarte mulți colecționari au devenit experți în vintage după ce au trecut prin ceasurile noi. La ceasurile noi, pot să zic că e un pic mai simplu, exceptând faptul că trebuie să fii foarte atent dacă îți cumperi sau nu o replică. În schimb, la vintage-uri este mult mai greu. Acolo, o liniuță pe cadran poate să facă o diferență uimitoare de valoare. Mie personal, îmi plac ceasurile noi, îmi plac ceasurile vintage. Așa că decizia ție ți aparține. Că sunt vintage-uri, că sunt noi, în funcție de ceea ce îți place ție și de ceea ce iubești. Dar fii foarte, foarte, foarte atentă când vine vorba de vintage. Poți să plătești un ceas foarte scump și să nu iei ceea ce trebuie. O altă întrebare vine de la Iulianus Iulian. Cel mai bine ar bine să se facă recomandări în funcție de buget. 500, 1000, 2000, clasice, mecanice, automatice, sport, etc. Gen ceasul săptămânii, oferta lunii, ceasul anului. După care un interviu cu cineva în domeniu. Cum lucrează un ceas pe interesul tuturor, cele mai fiabile mecanisme, un top al brandurilor și ceasurilor low și high. Iulian, am făcut deja un top al ceasurilor sub 500 de euro, sper să-ți placă, o să-ți las în descriere videoclipul pentru a-l viziona. Vreau să fac în continuare și pentru un alt buget, poate 1000 sau poate 5000. Clasice, mecanice, automatice, ușor, ușor vor veni toate în discuție, însă e nevoie de timp. Un interviu îmi doresc și eu, cu un ceasul din care experimentat cu cineva care știe foarte bine cum funcționează un mecanism, o să avem cu siguranță. Însă trebuie să așteptăm perioada asta critică, vedem ce se întâmplă după și apoi vom lua o decizie. Tot el vine și spune, eu sunt interesat și de ceasuri făcute, gândite, diferit și aș vrea să văd câteva zeci de exemple. Nu o să pot să pun acum zeci de exemple în acest videoclip, în schimb, am niște videoclipuri extraordinare care o să-ți clătească bine ochii. Uite-te în descriere, o să-ți las acolo exact ceea ce ai nevoie. Mulțumesc din suflet pentru sugestii și stai alături de noi. În continuare, eu nu stau încă spune așa. Când trece nebunia asta, ne facem toți bucșeluțele și ne vedem undeva, eu nu știu bine că mi-am dorit asta de la bun început. Mi-o doresc în continuare. Însă acum nu este un moment bun. Trebuie să așteptăm, o să ne vedem, sper la toamnă în funcție de ce se întâmplă în continuare. O să anunț treaba asta pe Facebook, o să o anunț și pe canal. Sper să fim cât mai mulți și îmi doresc din suflet să se întâmple. Asta a fost, dragi prieteni, pentru astăzi. Nu uita, duminică vom afișa din nou pe grupul Iubești Ceasurile pe Facebook întrebări și răspunsuri, acolo unde tu poți să vii cu întrebarea care vrei să discutăm aici. Nu uita să dai like dacă ți-a plăcut acest video, subscribe dacă n-ai făcut-o încă. Până data viitoare, nu uita să fii diferit și să ai grijă de tine. Ciao!